картофь, рожь, ардей, веники. Struguri, vinete, mai cred că au crescut ei, dar banane, mă îndoiesc că le-au produs ei. Deci cel mai probabil sunt vânzători ambulanți. Cel mai probabil afacerea lor nu e legalizată. Mai probabil practică și evaziunea fiscală. Dar dacă sunt oameni care cumpără la așa magazin, banane de București, vândute la domnește de Ilfo. Valea prahului.